Concursul național de lupte greco-romane organizat la Giurgiu prin inițiativa Clubului Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu a atras atenția Federației Române de Lupte, condusă de giurgiuveanul Răzvan Pârcălabu. Acesta ocupă poziția de președinte al Federației din 2013, iar împreună cu echipa sa are ca principal obiectiv pregătirea delegației românești pentru Olimpiada de la Rio din 2016. Bineînțeles, obiectivele noastre sunt pe termen lung, dar ca să ne atingem pe termen lung obiectivele, trebuie să muncim pas cu pas. Avea și Napoleon o vorbă: politica mare se face cu pași mici, dar siguri. În primul rând, medalii la Jocurile Olimpice de la Rio. Ăsta este obiectivul nostru și așa ar trebui să fie. Ne lipsește această medalie de câteva ediții. Sperăm ca la Rio să reîncepem, să renodăm tradiția frumoasă pe care țara noastră a avut-o la Jocurile Olimpice și de ce nu în viitoarele ediții să avem un clasat la Jocurile Olimpice chiar de aici din Giurgiu. Odată cu reînființarea secției de lupte greco-romane, CSM Dunărea Giurgiu, orașul nostru a reintrat în atenția Federației Române de Lupte, care a sprijinit organizarea turneului de lupte Memorial Victor Popescu. Este inevitabil să nu vorbim de sprijinul pe care Federația Română de Lupte, președintele, vicepreședinții, secretarul general al federației, membrii din conducerea federației l-au acordat înființării și dezvoltării luptelor la Giurgiu. Simplu fapt că au fost prezenți la primul turneu organizat la noi spune mult. Sportivii giurgiuveni au prins gustul competițiilor și vor da curs oricăror invitații la turnee naționale. La Giurgiu se va mai organiza un concurs de lupte greco-romane în data de 10 octombrie și se va numi Micul Luptător.